necesitate, ca o necesitate de a mă relaxa după ce munceam foarte mult. Am avut o perioadă în viață în care am muncit fără să mă uit la ceas, de dimineață până seara, câte 10-12 ore. Și la un moment dat viața intrase într-o rutină, gen dimineața slujbă până după amiază, după care venit acasă, timp de cumpărături, de un duș și o oră la televizor și apoi cădeam frânt, somn. Exact. Împreună cu soția mea aveam acest program. La un moment dat ne-am zis că trebuie să schimbăm ceva în viața noastră și trebuie să mai facem și altceva. Am înțeles foarte repede că tango e o chestie foarte personală și că dansezi tango așa cum ești. Dacă ești relaxat, vei să fii relaxat. Dacă ești zâmbitor, vei zâmbi când dansezi. Dacă ești stresat, asta se va vedea în dansul tău. Și așa mai departe, vii într-un loc, faci liniște în tine, în primul rând, deci lași la ușă toate grijile, toate criza, toate greutățile, copilul, bunica, soacra, le lași afară, intri acolo și găsești un grup de oameni care fac același lucru cu tine, care timp de 2 ore sau de 3 ore, după caz, se apleacă să studieze niște concepte interesante din dans, din tango argentinian, cum ar fi îmbrățișare, cum ar fi conexiune cu partenerul, cum ar fi muzicalitate. E foarte fascinant să-ți descoperi propriul corp, e foarte fascinant să faci lucruri împreună cu partenerul. Tango este un dans eminamente de improvizație. Nu există succesiuni de pași, există doi pași.